și să fim în casa Lui și la această sărbătoare specială să putem să ne aducem aminte de lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos și de faptul că avem un Hristos viu, avem un Hristos care n-a rămas în mormânt decât câteva zile, iar de acolo Domnul nostru Iisus Hristos a înviat. Acum, învierea Domnului Iisus Hristos este crucială pentru întreaga discuție pe care o avem sau întreaga mișcare creștină. Fără învierea Domnului, cum se spune aici, creștinismul sau credința noastră nu are niciun fundament. Dacă nu a înviat Hristos, spunea altădată Pavel, degeaba noi ne luptăm, degeaba noi ne rugăm, degeaba noi credem. Dacă Iisus Hristos n-ar fi înviat, este degeaba credința noastră. De aceea Pavel este acela care înțelege că această realitate este una care trebuie fiecare dintre noi să o avem conștient în mintea noastră și să nu fie doar o credință din asta empirică, doar o credință fără substanță, doar o amăgire a sufletelor noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată foarte clar că avem un Hristos înviat, lăudat să fie numele Lui. Domnul nostru Iisus Hristos este viu. Această după-masă, prin Harul Domnului, vom încerca să pătrundem în câteva argumente care ne arată sau care susțin faptul că Iisus Hristos este viu. Sunt câteva argumente pe care le vom analiza, nu vom trece prin toate, pentru că, sigur, nici nu putem să trecem prin toate, pentru că argumentele sunt suficient de multe, care pot sau care susțin că realitatea învierii Domnului Iisus Hristos este incontestabilă, avem un Hristos viu, iar la finalul acestei întâlniri, fiecare dintre noi, față în față cu această realitate a faptului că Iisus Hristos este viu, va trebui să înțelegem că atunci, dacă lucrul acesta este adevărat, tot ceea ce a spus Iisus Hristos trebuie crezut, trebuie ascultat, trebuie împlinit, iar viața noastră trebuie să fie schimbată în urma întâlnirii cu acest Hristos înviat. Doamne, ajută-ne la aceasta! Sigur că atunci când vorbim despre învierea Domnului Iisus Hristos, va trebui de la capul locului să pornim cu faptul că Iisus Hristos a avut parte de o moarte reală. Deci nu se poate înviere fără moarte. De-a lungul istoriei s-au nuanțat tot felul de argumente care susțineau că Iisus Hristos n-ar fi murit în mod real. Că Iisus Hristos, de fapt, ar fi doar leșinat pentru o perioadă datorită situațiilor și stresului din acea zi de vineri și că, de fapt, în urma faptului că a fost pus într-o temniță răcoroasă, acolo l-a făcut cumva să-și revină și să iasă din acel leșin. Și înainte ca soldații romani să vină și să pună piatra, pentru că soldații romani n-au venit vineri să pună piatra, ci, cum spuneam, sâmbătă i-au venit, cum am spus ieri, la dimineață, i-au venit sâmbătă. Adică a doua zi după ce a fost îngropat, soldații romani au venit și au pus acea piatră foarte grea pe ușa mormântului, în așa fel încât teama fariseilor din vremea aceea și teama preoților din vremea aceea să fie îndepărtată și Hristos să nu mai iasă de acolo. Și unii susțineau că înainte să vină romanii să pună piatra, Iisus Hristos ar fi trezit din acel leșin și ar fi ieșit afară. Această teorie nu are susținere, cel puțin din câteva motive pe care Biblia ni le prezintă foarte, foarte clar. În primul rând, vorbim despre faptul că Iisus Hristos a fost biciuit crunt. Biciuirea pe care Iisus Hristos a suportat-o n-a fost acea biciuire limitată la număr de lovituri. Era acel lucru, faptul că Iisus, atunci când pedepseau romanii, pedepseau cu 40 de lovituri minus una, dar vreau să vă asigur că loviturile pe care Iisus Hristos le-a primit au depășit cu siguranță acest număr, pentru că acolo, așa cum vă spuneam, era cruzimea lui Pilat ieșită în evidență și cu siguranță biciuirea trebuia să fie una exemplară, trebuia să fie una de o cruditate ieșită din comun. Și așa s-a întâmplat. Biciuirea aceea a fost, la acea biciuire a fost folosită un fel de bâtă care avea la capătul ei niște fârșii din piele, iar în cadrul acelor fârșii din piele erau prinse niște oase ascuțite și când era lovit acel condamnat, când era lovit cu acest bici, cu siguranță loviturile acelea
produceau vânătăi, iar apoi pielea era smulsă, extrem de dur și durerea era nespus de mare. Deci vorbim despre obiciuire incredibil de cruntă, incredibil de cruntă. N-ai cum să te trezești dintr-un leșin după ce ai experimentat o asemenea obiciuire. Dar voi vorbim mai departe despre faptul că Iisus Hristos a fost și crucificat. A fost pus pe crucea aceea din Golgota și acolo crucificarea din nou era un act extrem de dur și cel care era răstignit, sigur că nu mai cobora de acolo decât în momentul în care era mort. Nimeni nu cobora de pe cruce în dreptul căruia nu se putea demonstra faptul că a fost mort. Undeva în perioada recentă a fost descoperit un schelet a unuia care se consideră că a fost răstignit. Se presupune că cel care a fost răstignit avea undeva o vârstă de undeva pe la 30 de ani. Și cei care au studiat aceste rămășițe umane, acest schelet, au ajuns la concluzia, uitându-se la acest schelet, că omul acesta a fost răstignit, acest tânăr, undeva probabil la 30 de ani avea. Și unul dintre lucrurile care s-a putut observa era că fluierele picioarelor au fost zdrobite. Se vedea semnul cuilor care au fost bătute în palmă, cât și semnul cuilor bătute în picioare. S-a putut găsi inclusiv și un cui care era rotunjit la capăt, un cui destul de, nu așa fine cum sunt ale noastre, foarte cizelate, ci era extrem de dur, avea o formă oarecum ca și secțiune, o formă de pătrat. Și nu putea să nu zdrobească oase în momentul în care să afecteze oase în momentul în care erau folosite. Și s-a putut observa că și acest tânăr demonstrează, sau scheletul găsit, demonstrează ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spunea, că după ce Iisus Hristos și-a dat suflarea, și-a dat viața pe crucea din Golgota, spune că au venit romanii, ostașii, pentru că era grabă cu privire la ziua de sabat, cu privire la sărbătoare și nu mai voia să fie nimeni acolo pe crucea din Golgota. Și dacă ne uităm în Ioan capitolul 19, versetul 31, ne spune de frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii. În ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luate pe cruce. Ostașii au venit, deci, și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe celălalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-au străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Deci vedem foarte clar faptul că era o practică pentru a grăbi moartea celui răstignit, zdrobirea fluierelor picioarelor. Iată-și din nou putem observa că moartea lui Iisus Hristos a fost una reală. Deci nimeni nu cobora de pe cruce viu, leșinat, nici vorbă. Soldații aceia romani știau că cineva e leșinat sau cineva este mort. Făceau diferența aceasta. Spune Biblia că s-a uitat în dreptul lui Iisus Hristos, l-au văzut că își dăduse suflarea, că nu mai exista viață în el și acolo, ca să se confirme că trupul acela nu mai are suflare de viață în el, l-au străpuns cu o suliță sub coastă de unde a curs sânge și apă, demonstrând faptul că în acel trup nu era viață. Iată, dragii mei, că moartea lui Iisus Hristos a fost una reală. Domnul Iisus Hristos, cum spuneam, El și-a dat viața pe crucea din Golgota și noi înțelegem de cuvântul lui Dumnezeu că acolo s-a împlinit Scriptura. El a fost acela care a plătit în locul nostru jertfa. El a fost jertfa și de aceea lăudăm pe Domnul pentru faptul că El a acceptat să fie jertfa în locul nostru. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Așa cum spuneam, dragii mei, vedem că moartea Domnului Iisus Hristos a fost o moarte reală. Iar de aici, chiar dacă a demonstrat că moartea a fost una reală, vine partea aceasta în care să demonstrăm că și învierea a fost una reală. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost o înviere diferită față de învierele care au avut loc și care sunt trecute pe paginile Sfintelor Scripturii. În Cuvântul lui Dumnezeu găsim în Vechiul Testament 3 învieri din morți. Domnul Iisus Hristos a săvârșit 3 învieri din morți, de asemenea. După moartea Domnului Iisus Hristos, din nou au fost
cel puțin trei învieri relatate de cuvântul Domnului, nu? Vorbim despre Tabita care a fost înviată, vorbim despre Eutic care a fost înviat din Fapte 20, dacă nu greșesc, și vorbim despre Matei 27, versetul 52 și 53, dacă bine mi-aduc aminte, de faptul că Iisus Hristos, iată, spune aici, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ele au și din morminte, după învierea Lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Iată, dragii mei, vedem cel puțin 9 învieri clare în Sfânta Scriptură și aceste învieri diferă de învierea Domnului Iisus Hristos. Din ce cauză diferă de învierea Domnului Iisus Hristos? Pentru că toate aceste învieri au fost urmate de moarte. Au fost urmate de moarte fizică. Toți cei care au înviat au ajuns din nou să își încheie călătoria pe acest pământ și să fie așezate trupurile lor în mormânt. Învierea Domnului Iisus Hristos este diferită datorită faptului că Iisus Hristos, când a înviat nu într-un trup muritor, ci într-un trup slăvit, într-un trup proslăvit, care nu mai este afectat de legile morții, care nu mai este afectat de legile fizicii, ci este un trup veșnic. De aceea cuvântul Domnului ne spune că învierea Domnului Iisus Hristos este cea din tâi înviere. Și nu greșește Biblia. Chiar dacă v-am arătat că mai sunt și alte învieri. Și puteam spune, Doamne, dar e greșit aici. Nu e greșit. Este foarte clar că celelalte învieri au avut ca urmare moartea. Dar învierea Domnului Iisus Hristos, care este prima, este diferită datorită modului și datorită faptului că învierea Lui nu mai presupune o moarte ulterioară, ci presupune o veșnicie trăită în împărăția Lui Dumnezeu. De aceea, Iisus Hristos este pârga, este cel din tâi și noi când privim spre învierea Sa, știm că și noi, la rândul nostru, când vom învia, toți cei care credem în Hristos, toți cei care avem mântuită viața noastră, toți cei care suntem dedicați Domnului și trăim pe placul Lui până la finalul vieții, și noi vom avea parte de o înviere, dar nu o înviere care să fie urmată de o moarte din nou, ci o înviere care să fie pentru totdeauna împreună cu Domnul nostru. De aceea, învierea Domnului este încărcată de nădejde. De aceea, învierea Domnului Iisus Hristos stă ca și bază a credinței noastre, pentru că este diferită de toate celelalte învieri. Are ceva cu totul și cu totul special. Este o înviere pentru totdeauna. Rog din toată inima ca Domnul să ne ajute, să ne ancorăm tot mai mult de Domnul nostru Iisus Hristos și ancorându-ne în El, a noastră nădejde să fie o nădejde puternică, o nădejde în care să nu ne dăm înapoi niciodată și să-L urmăm pe Domnul nostru. Doamne, ajută-ne! Amin! Haideți să privim la câteva argumente ale învierii. În primul rând, primul argument pe care îl voi prezenta a fost citit de către fratele Richard aici, este argumentul fâșilor de pânză. Este argumentul fâșilor de pânză. Se observa aici foarte clar și a observat foarte bine fratele Richard aici, spune și cuvântul lui Dumnezeu din Ioan 20, versetul 5, spune, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Apoi spune că a ajuns și Simon Petru, versetul 6, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergarul care era fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Iată, dragii mei, fâșile acestea sunt un argument cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos, datorită faptului că acestea au fost puse aranjate. Iar ele nu prezintă cuvântul lui Dumnezeu că ar fi fost rupte. Toți cei care erau puși în morminte, erau înfășurați în pânză și erau înfășurați, îndreptați și strânse foarte bine acele fâșii de pânză în jurul trupului celui care era așezat acolo, iar peste cap se punea din nou o altă pânză, în așa fel încât, un alt prosop, cum spune aici, erau prinși cei care erau așezați în mormânt, așa, efectiv, nu se mai puteau mișca. Sigur, nici nu aveau unde să se mai miște. Dar erau fixați acolo în așa fel încât ei să rămână îndreptați. Datorită faptului că a fost pus pe cruce, cum a rămas Iisus Hristos acolo, a fost îndreptat și fixat trupul lui în așa fel încât el să rămână acolo stabil.
Iar faptul că Iisus Hristos a înviat ne arată că învierea sa a fost una supranaturală și n-a fost vorba de niciun hoț acolo, de nimeni care să intre prin nefracție, să rupă acele fâșii și să scoată trupul lui Hristos de acolo. Ci faptul că a fost puse în ordine. Și aici a fost nedumirirea lui Petru. S-a uitat și a zis, mă, am văzut acolo. Spune, a ajuns, a intrat, a văzut și a crezut. S-a uitat cu atenție. A fost marcat de faptul că acele pânze nu demonstrau că s-ar fi întâmplat un jaf acolo, ci faptul că acolo ceva supranatural s-a întâmplat. Acolo a fost o mână care a desfăcut frumos, a pus în ordine toate acelea, în așa fel încât mortul, cu siguranță, aici nu este justificare că a fost furat, ci acolo s-a întâmplat cu totul altceva. Al doilea argument cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos este piatra și pecetea care a fost pusă pe mormântul Domnului. Vă spuneam că preoții și fariseii, apar farisei foarte interesant în acest peisaj. Dacă vă uitați cu atenție, veți vedea că în timpul procesului Domnului Iisus Hristos nu apare cuvântul farisei. În timp ce Iisus Hristos a fost plimbat într-o parte și în alta judecat, nu apare cuvântul farisei. Dar când este vorba de faptul că Iisus Hristos a fost pus într-un mormânt, spune cuvântul Domnului că fariseii și cu preoții s-au dus la Pilat și a cerut o strajă care să vină și să păzească mormântul. Iată că apar fariseii, Domnule, apar și ei. Și cer de la Pilat, iarăși din nou aici se poate observa o asociere dată de o asociere între dușmani, doar pentru că au avut o cauză comună, Iisus Hristos era problema lor, și unii și ceilalți voreau să scape de acest Iisus Hristos. Iată că se înțeleg și hotărăsc să trimită o strajă, dar de romani, care să se asigure că acolo este pecetuit acel mormânt. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că se pune o piatră mare, nu o piatră mică, o piatră mare care cântărea mult, unii spun că era nevoie, poate puțin exagerat, dar totuși trebuie să păstrăm aceste proporții, unii spun că era nevoie de chiar de vreo 20 de oameni să ridice acea piatră. Acum poate nu fi fost nevoie de 20 de oameni, dar mulți oameni trebuiau să ridice acea piatră. Și iată că se pune acea piatră pe gura mormântului lui Iisus Hristos și este pecetuită. Adică este luată un fel de funie și prins la capăt cu ceară, în așa fel încât dacă cumva era rupt acel sigiliu, acea pecete să se poată observa, iar cei care făceau un asemenea lucru să fie condamnați, să fie pedepsiți. Și soldații romani merg să pună piatră. Acum, eu sunt sigur, chiar dacă nu scrie Biblia, că n-au pus piatra pe un mormânt gol. Nu cred că n-au verificat ei să se asigure că trupul acolo e mormântul potrivit, chiar aici trebuie să punem noi piatra. Sunt sigur că romanii, soldații aceștia, au verificat, s-au uitat probabil înăuntru, au zis, aici e, chiar dacă Biblia nu scrie, dar cred, din pregătirea pe care o înțelegem, din punct de vedere al confirmărilor istorice, oamenii aceștia nu și-au făcut treaba de mântuială, ci efectiv s-au asigurat că e trupul acolo. Ceea ce, așa cum vă spuneam, desminte teoria leșinului pe care alții o susțineau. Și pun acolo piatra, pecetea și aceasta din nou confirmă faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat, pentru că Biblia ne arată că ucenicii s-au temut, e nici vorbă să se adune, să mute o piatră, nici vorbă. Din nou, soldații romani, nici vorbă să se pună ei să facă, eu știu, un pact cu ceilalți care poate i-ar fi plătit să mute acea piatră. Argumentul pe care i-au folosit împotriva învierii Domnului Iisus Hristos, nici vorbă de așa ceva. Știau cât de mult îi va costa așa ceva. Și vedem aici foarte clar că învierea Domnului Iisus Hristos a fost reală. Iisus Hristos, în mod supernatural, a înviat și a dat piatra la o parte. Slăvit să fie El pentru lucrul acesta. Piatra a fost dată la o parte nu pentru ca Iisus Hristos să iasă, ci pentru ca acești doi ucenici și nu doar ei să intre și să vadă că Iisus Hristos nu este acolo. Deci Iisus Hristos n-a avut nevoie ca piatra să fie depărtată. Pentru că El, așa cum vă spuneam, trupul lui era un trup proslăvit care nu mai era supus limitărilor fizice, ci putea trece prin piatra aceea. Cum de altfel, citea fratele Richard aici, Iisus Hristos a venit în prezența ucenicilor când erau adunați, cu ușile încuiate, dintr-o dată s-a prezentat Iisus în mijlocul lor și i-a salutat și a spus pace vouă. Deci vedem că Iisus nu avea nevoie să-i fi dată piatra la o parte.
ci El a dat-o pentru cei, pentru ca cei care vin să vadă cu adevărat că mormântul este gol. Din nou putem observa foarte clar că acest argument susține învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt argument în favoarea învierii Domnului este Maria Magdalena și celelalte femei. Acum trebuie să înțelegem, și cred că am mai spus și altă dată, acest argument era un argument care susține foarte clar învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru noi astăzi pare așa, cum Maria Magdalena, păi ele nu sunt un argument favorabil cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos ca și martore. Vreau să vă spun că în perioada aceea să ai martor o femeie era foarte complicat. În sensul în care nu era luată în considerare mărturia femeilor. Femeile în vremea aceea nu aveau puterea de a fi martore decât în cazuri extrem, extrem de rare și de puține. Erau considerate uneori poate naive, care uneori mergeau pe anumite percepții poate exagerate, exagerau lucrurile pe care le-am văzut și din cauza aceasta nu erau luate în considerare argumentele lor. Dar vedem aici că al Domnului cuvânt nu ocolește această realitate. Și anume, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, femeile au fost cele care au văzut mormântul gol. Maria Magdalena a fost cea care s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Femeile au fost primele care s-au dus la mormânt. Și dacă ne uităm în toate cele patru evanghelii, iată că în fiecare dintre ele se poate observa că martore ale învierii Domnului Iisus Hristos sau cele care au descoperit mormântul gol au fost femeile. Și lucrul acesta este foarte, foarte puternic ca și argument. Deci vedem că nu s-a nuanțat o înviere a Domnului Iisus Hristos sau creonat pe idei false, ci pur și simplu s-a prezentat adevărul. Păi dacă femeile au descoperit, noi asta scriem. Și datorită faptului că în Biblie au fost trecute femeile ca și martore, acest lucru a făcut ca al Domnului cuvânt să rămână în picioare. Și toți au zis, păi dacă au scris așa, înseamnă că cu adevărat e scris. Pentru că nimănui nu-i venea în minte ca să folosească ca și argument al învierii Domnului Iisus Hristos faptul că au fost femeile acolo. Nimeni nu se gândea, nu, ca să susții un lucru, nu foloseai de riga cea slabă, nici vorbă. Nu foloseai ceva ce nu era conform crezului din perioada aceea, ci foloseai cele mai tare argumente, nu-i așa? Dacă era să-ți creezi o poveste. Numai că aici vedem că adevărul stă în picioare. Și a spus, ele au văzut, noi asta scriem, noi asta știm, asta mărturisim. Ele au fost primele care au văzut. Iar acest argument este unul foarte, foarte, foarte puternic. Dacă ne uităm, dragii mei, și vreau să vă să întăresc acest argument, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 15, primele 8 versete, veți vedea acolo, chiar ne vom uita împreună, în 1 Corinteni, capitolul 15, primele 8 versete, și le vom și citi și vă rog să-mi spuneți dacă vedeți aici menționate femeile. Spune așa, vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Astfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Acest text pe care îl vom citi în continuare este un text care a circulat în vremea aceea ca și text primar, ca și crez inițial. Și Pavel l-a preluat și l-a inserat în acest text care l-a trimis către Corinteni. Spune că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Deci vorbim, dragii mei, de un text de bază care a circulat în vremea aceea sub formă de crez. Iar în acest text, iată că Pavel omite să treacă femeile. Observați că era o problemă în vremea aceea ca și argument al faptului că femeile au fost martore. Și a zis, dincolo de femei, noi prezentăm doar bărbații ca și argument și ca și crez că acest lucru este real. Dar aici apostolii sau cei care au scris Evanghelie nu au ocolit această realitate și au trecut-o. Apoi, dragii mei, un alt crez și ne vom apropia de final.
Un alt crez pe care, un alt argument în favoarea învierii Domnului Iisus Hristos este straja romană. Este straja romană. Straja romană, acești soldați, din punctul meu de vedere, au un destin extrem de greu și de delicat pentru ei. Iată că au prins perioada în care Fiul lui Dumnezeu a fost crucificat. Iată că au prins momentul în care Fiul lui Dumnezeu a fost îngropat. Și au prins să fie ei responsabili cu paza mormântului Fiului Hristos. Fiului lui Dumnezeu. Paza mormântului Hristos. Și oamenii aceștia au fost acolo desemnați atât de Pilat, atenție, cât și de cei care conduceau religios în vremea aceea Ierusalimul și Iudeea. Iar oamenii aceștia aveau o povară imensă pe spatele lor, în așa fel încât să risipească temerile celor care credeau că, vezi, Doamne, va învia. Și acești soldați au primit acest mandat să păzească. Doar că în timpul în care ei își făceau datoria, o datorie extrem de importantă, prin care îi trebuiau să demonstreze susținerea celor care i-au angajat, adică a lui Pilat și a preoților, că el nu va învia, în timp ce ei păzeau, se face un cutremur de pământ și ei cad ca și leșinați în urma acestei prezențe extraordinare. De acolo pleacă în grabă la preoți și le spune preoților ce s-a întâmplat. Și întrebarea mea este una foarte, eu știu, poate o întrebare de test pentru noi. Că am făcut afirmația aceasta. Cine au fost primii care au aflat despre învierea Domnului Iisus Hristos? Preoți. Preoții au fost primii care au aflat despre învierea Domnului Iisus Hristos. N-au aflat nici femeile, n-au aflat nici ucenicii Domnului Iisus Hristos. Soldații care au mers repede cu vestea la preoții cei mai de seamă. Adică, exact vestea de care s-au temut au fost primii pe care au primit-o. Au fost primii care au aflat că Iisus Hristos înviase. Au venit soldații tremurând la preoți și au zis, uite ce s-a întâmplat. Și preoții vin cu soluția, zic ei salvatoare, vă dăm bani și faceți ceva ce contravine, eu știu, sarcinilor voastre, spuneți că cineva a venit. Ucenicii lui au venit noaptea pe când voi dormeați și au furat trupul. Faceți această afirmație. Și ei s-au temut, i-au zis, da, dar noi știm că ce consecințe vom avea asupra noastră. Și vreau să vă spun, consecințele nu erau ușoare. În legea romană, cei care nu-și făceau datoria la postul de gardă, deci cei care nu erau atenți atunci când erau puși de gardă undeva, erau pedepsiți cu moarte. Există teste foarte clare, istorice, care arată că erau mai multe motive pentru care un soldat roman era condamnat la moarte, printre care și faptul acesta, că nu-ți faci datoria în punctul de gardă unde ești pus. Și acolo au fost puși să păzească. Erau într-un punct de gardă. Și acolo ei, de fapt, merg, primind bani, vedem că ei propagă această minciună și cât de rușinos a fost pentru acești bieți soldați care în tura lor de pază se trezesc cu niște lucruri supranaturale, cu învierea lui Iisus Hristos, cel pe care probabil l-au văzut pe crucea din Golgota, cel pe care probabil l-au văzut fiind dus către mormânt, l-au văzut și au experimentat învierea lui și apoi au trebuit să povestească o minciună. Cât de rușinos era pentru ei. Să-și salveze cumva imaginea preoților, să salveze cumva imaginea lui Pilat, că și Pilat se pare că a fost de acord cu această poveste. Vă spuneam că Pilat era un om foarte crud și acceptă această poveste numai să iasă bine, numai să nu credem adevărul că Iisus Hristos este înviat. Și vedem atât de clar faptul că oamenii aceștia trăiesc cu adevărat o dramă sufletească, o dramă a destinului, niște oameni care trebuie să susțină o minciună. De fapt, s-a și dat un decret mai târziu, undeva Claudiu a dat un decret, împăratul roman, se vorbește despre acest decret, descoperit undeva prin anii 1800,
Acest decret de la Nazaret, îi se spune, în care Claudiu a și dat împăratul roman Claudiu, se menționează în Faptele Apostolilor, capitolul 18, cu versetul 2, despre Claudiu care alungă la un moment dat evrei din Roma, a dat un decret la un moment dat faptul că mormintele nu aveau voie să fie profanate, iar dacă cineva profana mormântul, trebuia să fie condamnat la moarte. Claudiu făcuse, se pare, niște cercetări, niște verificări datorită faptului că a ajuns inclusiv, se pare, până la urechile lui faptul că un mormânt a fost profanat cumva. Minciuna aceasta care s-a răspândit. Numai că evreii sau iudeii care s-au întors la Hristos vorbeau despre un Hristos înviat. Și Claudiu, ca să limiteze acest impact al creșterii și al extinderii acestui mesaj al unui Hristos înviat, mesajul creștinismului din vremea aceea, Claudiu dă acest edict, precizând în el că toți cei care profanează un mormânt vor fi condamnați la moarte, apoi alungă pe toți iudeii din Roma. Vedem aici, se pare, că a fost cumva marcat și împăratul Claudiu de acest zvon și a înăsprit legea, se pare, tocmai datorită faptului că acest zvon a mers destul de mult în timp. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, dragii mei, este argumentul lui Iosif din Arimatea. Din nou aici putem vedea în Iosif din Arimatea un om care, cuvântul Dumnezeu ne spune că era și el din ceata celor care erau în vârful religios din vremea aceea, dar spre deosebire de ceilalți, Iosif din Arimatea îl iubea pe Iisus Hristos. Spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu, era un ucenic al Domnului. El nu fusese în momentul în care a fost procesul lui Iisus Hristos. Dar în momentul în care a fost Iisus Hristos și-a dat viața, Iosif din Arimatea apare acolo și cere lui Pilat, îi cere permisiunea de a lua trupul lui Iisus Hristos și a-l pune într-un mormânt. Iosif din Arimatea ne arată foarte clar faptul că ucenicii Domnului Iisus Hristos s-au scos cu toți. N-au fost nici măcar acolo în zona crucii, cu excepția lui Ioan și câtorva femei, printre care și Maria, mama lui, dar în rest ucenicii cu toții s-au scos. Nu s-au dus nici măcar să ajute la procesul de înmormântare a Domnului Iisus Hristos. Nu s-au dus, s-au ascuns vieții de ei pe unde or putut. Nicodim spune că apare și el la un moment dat și aduce 100 de litri de amestec spre îmbălsămarea lui Iisus Hristos și împreună cu femeile îl îngroapă pe Domnul Iisus Hristos. Dar bărbați, nici care nu au venit acolo, nici care nu s-au dus. Iosif din Arimatea, dragii mei, arată că în contextul acela al oamenilor religioși din vremea aceea, al conducerii religioase din vremea aceea, Iosif din Arimatea demonstrează că el este ucenicul lui Iisus Hristos, chiar dacă locul unde era nu era un loc ușor pentru el. El rămâne alături de Domnul Iisus Hristos. Îți rog, dragii mei, față în față cu aceste argumente. Poate că nu le vom ține minte, dar cel puțin cred că sunt suficient de clare în care ne vom aduce aminte faptul că Iisus Hristos este Cel care nu a rămas în mormânt, Cel a înviat de acolo. Fâșiile de pânză stau martore a faptului că Iisus Hristos a înviat. Piatra și pecetea stau argument și dovada faptului că Iisus Hristos este înviat. Maria Magdalena și femeile sunt cele care vorbesc despre Iisus Hristos cel înviat ca și martore primare, nu? Straja romană vorbește despre faptul că Iisus Hristos a înviat datorită acestor mișcări care au avut loc acolo. Iosif din Arimatea din nou demonstrează și el lucrul acesta. Și un ultim lucru pe care vreau să vi-l spun este faptul că mormântul este gol, este cel mai puternic argument. Și pentru aceasta dăm slavă Domnului Iisus Hristos. El a înviat din morți. Slăviți să fie numele Lui. Interesant este, dragii mei, că mormântul gol al Domnului Iisus Hristos n-a devenit loc de perelinaș pentru ucenicii de vremea aceea. Vedem că ucenicii s-au răspândit cu Evanghelia și au mers în stânga și în dreapta să-L proclame pe Iisus Hristos înviat. Dar locul acela, mormântul acela, n-a devenit un loc de interes pentru ei. Pentru că pentru ei Hristos nu mai era acolo. A fost doar o perioadă foarte scurtă de 3 zile în care a fost îngropat, dar n-a fost un loc pe care ucenicii ulterior
Dacă ar fi rămas Hristos acolo ca și trup, cu siguranță ei mai veneau să-l mai venereze. Mai veneau să-l mai prindă pe la mormântul lui. Îl îngrijeau. Și așa cum poate unii ori facem și noi. Nu știm că acolo e trupul celui drag și mai mergem din când în când să-i vizităm mormântul. Mai mergem să mai zăbovim poate momente pe acolo. Ne mai aducem, îl îngrijim cumva. Uitați că despre ucenicii Domnului Iisus Hristos, în cuvântul lui Dumnezeu, nu se vorbește că cei din vremea aceea au mai mers pe acolo. Pentru că pentru toți era clar, Hristos nu mai este acolo. Hristos nu mai este în locul acela. Și în Biblie nu veți vedea pe nimeni care să îngrijească, să meargă, să viziteze și să-l transforme într-un loc de vizitat. Ci din potrivă, ea urmează să spună tuturor, să propovăduiască faptul că au un Hristos viu, slăvit să fie numele Domnului. Astăzi a devenit, într-adevăr, un loc de pelerinaj, a devenit un loc unde creștinii merg să-l vadă mormântul gol. Sigur că nu vom discuta acest aspect, dar cel puțin în perioada primară, biserica primară nu s-a dus să viziteze locul acela ca și un loc unde ar mai fi trupul Iisus Hristos. Ceea ce demonstrează foarte clar că ei cu toții au fost convinși că Iisus Hristos este viu. După învierea sa, Domnul Iisus Hristos, cum vă spuneam, s-a arătat la un număr select de oameni, la câteva persoane, dar asta nu înseamnă că nu se poate susține învierea sa. S-a arătat câteva persoane pe care Domnul i-a ales și am citit din 1 Corinteni, capitolul 15, și acolo apostolul Pavel arată foarte clar că au fost bărbații aceia care au văzut și sigur, se știa și despre femei, dar apostolul Pavel a enumerat acolo câțiva bărbați, dar la un moment dat face următoarea afirmație. Și încă 500 de persoane care încă multe din ele sunt în viață. Adică, dacă cineva era curios, putea să le verifice pe acele persoane. Putea să meargă să discute cu acele persoane. Putea să meargă să stea cu ele de vorbă cu acele persoane și să le întrebe ce au văzut și ce au putut identifica ele cu ochii lor. Apostolul Pavel este foarte clar și foarte explicit în lucrul acesta. Dar, încă o dată spun, arătarea Domnului Iisus Hristos după înviere este limitată la un număr special de oameni, dar în același timp Iisus Hristos înviat și astăzi continuă să se arate. Și astăzi continuă să se arate tuturor celor care cred în El, celor care își doresc mântuirea sufletelor lor și celor care cred că Iisus Hristos are putere să mântuiască și astăzi. De aceea, dragii mei, vă îndemn în urma acestei sărbători frumoase, în urma acestei relatări frumoase a învierii Domnului Iisus Hristos, să stăm față în față cu El, cu Domnul nostru înviat. Și în urma faptului că am înțeles că avem un Hristos înviat, să credem în El. Iar crezând în El, dragii mei, ne vom mântui și noi sufletele. Cum vă spuneam la început, Hristosul înviat ne vorbește despre faptul că și noi vom învia. Hristosul înviat ne spune că cei care cred în El își vor mântui sufletul și vor avea și ei o destinație veșnică. Și asta îmi doresc pentru fiecare dintre noi. Învierea Domnului să nu fie doar o informație pe care să o acumulăm în mintea noastră, ci învierea Domnului Iisus Hristos să fie un mesaj care să transforme ființele noastre și să ne ajute să trăim potrivit voii sale. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Acum vă invit să vă ridicați pe picioare și haideți împreună cu toții să facem o rugăciune în felul acesta. Să mulțumim Domnului că El este acela care în bunătatea sa ne-a arătat har, ne-a arătat îndurare. Prin jertfa sa de la Golgota noi avem această posibilitate de a ne mărturisi păcatele înaintea Lui și de a scăpa de această povară a păcatelor, iar prin învierea sa avem confirmarea că mântuiți fiind, scăpați de povara păcatelor, avem nădejde de viața veșnică împreună cu El. Vă îndemn, dragii mei, să ne rugăm în sensul acesta. Să-i mulțumim Domnului pentru jertfa sa. Să cerem iertare și îndurare Domnului pentru mântuirea pe care, pentru păcatele pe care le-am făcut și să cerem de la Domnul mântuirea sa pe care să o aducă în viața noastră, iar cu nădejde să privim înainte spre învierea noastră și spre veșnicia pe care Domnul o are pregătită pentru toți cei care ascultă. Haideți să ne rugăm în sensul acesta. Iar apoi să mulțumim Domnului pentru întreaga părtășie. Amin.